Doi traficanți de droguri au fost prinși de polițiști în mijlocul unei tranzacții de 70.000 de euro. Unul dintre indivizi îi livrase celuilalt 2 kg de cocaină care urma să ajungă pe piața din Timișoara. Cele două kilograme de cocaină au fost ascunse într-un seculeț care se afla în mașina unuia dintre traficanți. Astfel, unul dintre aceștia a fost prins în flagrant delict în municipiul Timișoara, în timp ce ar fi vândut două kilograme de cocaină, drog de mare risc, cu 70.000 de euro, cantitate livrată de celălalt bărbat. Procurorii din COT, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore, iar la data de 13 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și prezumția de nevinovăție. Трансмит репрезентанци и пејети миш.